povestea că putem face un screening gratuit a fost una foarte bună. M-am înscris și astăzi am participat la o astfel de investigație. E un mega beneficiu și mă bucur cu atât mai mult cu cât echipa Regina Maria a venit chiar aici la noi la serviciu, ceea ce mi-a salvat foarte mult timp. E super, pentru că noi ajungem mai greu la un control cum se face acesta. E și costisitor și aici e gratis. A fost foarte bine. Lumea a fost foarte fericită că ne-am dus să prestăm aceste servicii medicale pentru pacienți, pentru că marea majoritate a lor nu se duseseră niciodată să-și facă o ecografie și am fost plăcut surprins să descoper că au conștientizat lucrul acesta mulțumindu-ne pentru faptul că noi ne-am dus la ei. În Mega mai suntem preocupați permanent de sănătatea colegilor noștri, în primul rând pentru că ne pasă de starea lor de bine, apoi pentru că de sănătate sunt legate direct performanța și productivitatea în muncă. Este foarte important ca angajatorul să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat well-being-ul angajaților. În ultimii ani, sănătatea fizică a angajaților este doar o componentă a ecosistemului pe care toți îl numim generic loc de muncă. Regina Maria, ca partener al angajatorilor, dezvoltă programe personalizate, adaptate specificului și nevoilor fiecărei industrii, menite să contribuie la o stare de sănătate mai bună a angajaților, atât din punct de vedere fizic, cât și psihoemoțional. Aceste programe atrag beneficii semnificative și pentru organizații prin angajați mai sănătoși, mai productivi și mai fericiți. Este o investiție, în primul rând, în sănătatea angajaților și implicit în succesul pe termen lung al unei companii. Mi-a plăcut interacțiunea, aplaud inițiativa, îmi doresc să continui astfel de lucruri pe care le primim. Este bine pentru să ne verificăm sănătatea noastră și să știm dacă avem probleme grave sau ceva. M-am bucurat foarte mult de acest beneficiu. Sper să mai fie și pe viitor și vom veni în continuare dacă se mai fac astfel de controle. E și vârsta la care ar trebui să mergem frecvent să ne controlăm pentru a depista cu mult mai devreme, dacă avem ceva. Partenerii de la Mega Image își doreau într-adevăr un proiect cu care să aibă impact asupra angajaților lor, cu care să aducă atât informație medicală și awareness către angajații lor, dar și o investigație concretă în care angajatul lor să simtă într-adevăr că un screening nu este un motiv de teamă. Pacientului nu este teamă de investigații, ci de ceea ce ar putea afla. Negativ, bineînțeles. Ceea ce explic pacienților este că dacă medicul descoperă ceva, înseamnă că există. Și mai bine ca pacientul să știe decât să nu știe. Pentru că dacă știi, poți să faci ceva. Și astfel să-ți îmbunătățești starea de sănătate. Un diagnostic timpuriu permite tratamentul prompt și îmbunătățirea șanselor de vindecare. Pe termen lung, programele de screening reprezintă o schimbare majoră de mentalitate și de comportament a românilor, care au șansa să vindece în primul rând frica de diagnostic. În Mega Image credem în prevenție și în cât este aceasta de importantă pentru a depista din timp afecțiuni care astfel pot fi tratate mai ușor. Credem de asemenea în responsabilitatea organizațiilor în a educa angajații și publicul larg în ce înseamnă ideea de prevenție, pentru că au la dispoziție resurse, mijloace, conexiuni cu specialiști să facă asta și credem că aceasta este cu adevărat o inițiativă care a schimbat vieți și a schimbat mentalități. Misiunea noastră este de a construi o rețea de sănătate care să arate comunității în care trăim că ne pasă autentic de oameni. Ne dorim să creștem generații de pacienți mai sănătoși, mai informați și mai responsabili. Iar asta vine la pachet cu o schimbare profundă a mentalității.